Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Sper să vă cadă bine dacă vă propun să vă întoarceți spre cei care vă sunt alături și să le spuneți așa: Hristos a întrupat, și ei să spună: adevărat s-a întrupat. Lăudat să fie Domnul! Este adevărat că Domnul s-a întrupat, a venit la noi, a luat chip de om. Poporul Domnului, să rămâneți în picioare ca să citim din Scripturi. În seara aceasta de 18 decembrie, în seara aceasta de colinde, dedicate Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, vom citi despre păstorii din Betleem. Luca 2, versetele de la 8 la 20. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haideți să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate ce le auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă rog să ședeți. Suntem aici de 2 ore și jumătate și am fost martori la prezentarea unor colinde dedicate Domnului, care ne-au mângâiat și pe noi. Apreciem organizarea, apreciem efortul fratelui Andrei, al dirijorilor, al formațiilor, al grupurilor, al soliștilor, al copiilor, al părinților, al Bisericii Domnului. Ne bucurăm de fiecare dintre dumneavoastră, ne bucurăm de acest tezaur de instrumentiști, de vocaliști, de cântăreți. Ei sunt valoarea Domnului și valoarea bisericii sale. Ei nu sunt toți cei care puteau cânta. Serile următoare de serviciu divin, dedicat sărbătorii întrupării, vor fi noi momente în care aceștia și mulți alții se vor închina Domnului și noi împreună cu ei ne vom întrece în cântarea de laudă. Dar acum este timpul predicii. Seara aceasta, fiind o seară de colinde, predica se numește Cântările Împăcării. Sărbătoarea întrupării Mântuitorului ne aduce aminte de reperele importante ale istoriei omenirii. Creația și popularea pământului, căderea în păcat și pedepsirea omului vinovat, împăcarea dintre Dumnezeu și om prin jertfa Mântuitorului Iisus Hristos întrupat în grajdul din Betleem și cântările bucuriei care exprimă sărbătoarea din inima oamenilor. Înțelegerea acestei istorii ne va da o imagine clară asupra viitorului nostru. Omul a intrat în conflict cu Dumnezeu.
a devenit dușmanul, oponentul lui Dumnezeu. Și istoria este martoră a acestei tragedii. Și omul trăiește departe de Dumnezeu, însingurat. Însă a venit o vreme când planul de restaurare a lui Dumnezeu, de împăcare între Dumnezeu și om, a devenit realitate. Și atunci când omul s-a împăcat cu Dumnezeu, oamenii, venind în prezența Făcătorului, au experimentat o bucurie pe care nu au știut-o exprima altfel decât prin cântare. De aceea, în seara aceasta de colinde, am numit predica Cântările Împăcării. Greu de crezut că, excepție făcând pentru bani, oamenii mai pot cânta din alt motiv decât exprimând împăcarea dintre ei și Dumnezeu. Oamenii cântă pentru că s-au împăcat cu Dumnezeu. Este una dintre cele mai potrivite metode să-ți exprimi bucuria, să dai glas acestei minuni pe care ai înghesuit-o într-o inimă de muritor, o dinioară atât de vinovată și atât de împotrivitoare Făcătorului. Toată omenirea s-a făcut dușmanul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a îndepărtat din prezența sa. Și omul acolo, îndepărtat de Dumnezeu și singur, a fost amărât, s-a îmbolnăvit, a îmbătrânit, a murit și a dus o viață imposibilă. Și au trecut ani, mileniile și Dumnezeu a organizat un plan de revenire a omului în prezența Făcătorului. Și a venit Hristos și a venit într-un grajd, întrupându-se dintr-o fecioară. Și scopul lui a fost să îl împace pe om cu Dumnezeul care îi devenise judecător și care urma să-l pedepsească trimițându-l în iad. Cântările împăcării. Primul lucru pe care vreau să-l spun este faptul că omul a provocat separarea de Dumnezeu. Dumnezeu l-a așezat pe om în cel mai potrivit cadru. Nu exista ploaie pe pământ, nu era nevoie. Omul nu îmbătrânea. Nu urma să moară fizic, nici spiritual și nici veșnic. Nu se îmbolnăvea. Omul trăia într-o ambianță greu de înțeles astăzi, pentru că noi toate lucrurile le comparăm cu dimensiunea în care trăim noi. Însă toată fericirea aceasta în care omul a fost așezat de Creatorul său era condiționată de fidelitate și ascultare față de Domnul, față de Creatorul cu care omul avea părtășie în răcoarea dimineții. Însă omul nu s-a putut ține de cuvânt. A încălcat condiția de fidelitate și de ascultare și a păcătuit și datorită păcatului Dumnezeu l-a pedepsit, scoțându-l din contextul acela și modificând dimensiunea existenței omului. A adăugat îmbătrânirea, a adăugat moartea fizică, spirituală și veșnică. A adăugat nașterea copiilor pe un fond al durerii, a adăugat munca fără beneficiu, fără bucurie. A adăugat Dumnezeu buruienile, spinii și pălămida ca o aducere aminte a infidelității. Și dimensiunea în care omul a început să existe a devenit una atât de nepotrivită. Era departe de visul lui Dumnezeu, dar era ceea ce omul și-a dorit. Omul a inițiat această separare prin infidelitatea lui față de Creator. Omul a inițiat această izolare de Făcătorul lui prin păcatul pe care l-a făcut, prin neascultarea la care s-a pretat, instigat de diavolul sub formă de șarpe, prezent în ecuația familiei Adam și Eva. Omul a provocat separarea prin păcat. 2. Dumnezeu a realizat împăcarea prin Mântuitorul. Dumnezeu a realizat împăcarea prin Mântuitorul. Au trecut mii de ani din cartea Genesei. Și a fost un proces lung în care pas cu pas s-a întâmplat proiectul lui Dumnezeu de restaurare. Mai întâi un popor mesianic, Genesa 12,
Dumnezeu cheamă pe un bărbat numit Avram, îl scoate din casa lui, dintre rudele lui, din locul lui de baștină și îl trimite într-o țară departe și spune, te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Din tine voi da naștere la un popor care va deveni poporul mesianic. Într-o zi, dintre femeile acestui popor, o femeie va naște, de fapt o fecioară, într-un mod miraculos, inexplicabil, și pruncul care îl va naște va fi Mesia, restauratorul, reabilitatorul, iertătorul, salvatorul, mântuitorul. El va fi cel pe socoteala căruia, în baza jertfei căruia, pe suferința căruia se va realiza mântuirea proiectată de Dumnezeu. Omul prin păcat a inițiat separarea de Dumnezeu și pentru foarte mult timp omul a trăit acolo și mulți oameni încă trăiesc astăzi separați de Dumnezeu. Au bani, sunt realizați intelectual, profesional, dar sunt pustini sufletele lor, sunt nemântuiți. Dacă mor acum, merg în iad, indiferent de religia pe care o împărtășesc și denominației căreia îi aparțin. Însă a venit Hristos și s-a întrupat într-un grajd și a fost culcat într-o iesle și a împăcat pe om cu Dumnezeu, luând asupra lui vinovăția omului, a transferat asupra lui toată vinovăția. Și Dumnezeu s-a împăcat cu omul, pentru că Mântuitorul a plătit lui Dumnezeu datoria cu care omul era dator, adică păcatul. Pentru păcat omul trebuia să moară în iad. Nu e vorba de moartea biologică, fizică, ci e vorba de moartea veșnică. Există trei morți. Moartea fizică, așa cum mor oamenii când îi ducem la groapă. Moartea spirituală e starea de păcat în care trăiesc oamenii, cu o minte întunecată, găsindu-și plăcerea în cele mai abominale obiceiuri. Și moartea veșnică, adică te duci în iad, sufletul se duce în iad, după ce trupul este pus de urmași în țărână. Și acolo stă veșnic în prezența diavolului, în context de vierim și de foc. Și a venit Hristos și a murit în locul oamenilor. Și dintr-o dată, dreptatea lui Dumnezeu, justiția lui Dumnezeu a fost satisfăcută. Și oamenii au intrat într-o dimensiune de iertare, de grațiere. Dintr-o dată Dumnezeu i-a grațiat pe oameni și fiecare om trebuie să meargă în mod personal să primească grațierea împreună cu Hristos pe care să-L primească în inimă. Și omul s-a împăcat cu Dumnezeu. De aceea a venit Iisus, ca să-L împace pe om cu Dumnezeu. A venit Hristos și a intermediat între cele două părți, între Dumnezeu judecătorul și între toți oamenii de pe planeta Pământ, sub incidența care erau sub incidența păcatului, sub vinovăția păcatului lor. Omul a inițiat păcatul, separarea prin păcat. Dumnezeu a organizat mântuirea prin Hristos. Și acum, în urma acestei stări de revenire acasă, de împăcare, de liniște, de bucurie, apar cântările împăcării. Sunt cântările unei inimi liniștite. Sunt cântările unui suflet care nu mai este zbuciumat. Este expresia muzicală a unui om care simte iertarea lui Dumnezeu, care spune Tată și Dumnezeu spune Da, iată-mă, fiule. Este viața unui om care pune în cântec experiența lui. Este istoria unui om pusă pe note. Este cântarea iertării, a mântuirii, a împăcării cu Dumnezeu. Cât de apăsat te simți când ești certat cu cineva drag? Și așa de important este să primești liniștea împăcării. După ce te-ai împăcat cu el, răsufli ușurat și următoarea noapte dormi buștean. Pentru că liniștea aceea pe care ți-o conferă starea de împăcare este profundă. Sufletul omului nu poate trăi în încordarea aceasta a conflictului și mai ales cu justiția lui Dumnezeu. Ce zbucium au oamenii care în calitate de emigranți merg într-o țară și trăiesc la negru, se simt mereu urmăriți, terorizați. Dacă văd o mașină de poliție, ei intră în panică. De ce? Ei știu condiția lor de interzis în zona aceea. Cum trăiește un om când e dat în urmărire de Dumnezeu? De justiția lui Dumnezeu? Cum trăiește un om care știe că va merge în iad când pune mâinile pe piept? Ce liniște poate să aibă el?
banii, realizările de orice fel nu pot înlocui simplitatea și măiestria, excelența acestei stări de liniște și de pace. Și atunci când inima acestui om se prăbușește la cruce și primește iertarea, sufletul îi este cuprins de cântare. Chiar dacă nu știe cânta cu gura, îi cântă inima, îi cântă viața și existența lui devine o melodie închinată celui care a părăsit slava și s-a înghesuit într-o natură de om, de copilaș. Cântarea împăcării vibrează în sufletul lui unui om născut din nou. Dacă trece printr-o criză, criza este mult mai mică decât bucuria împăcării. Dacă trece printr-o dificultate, dificultatea este mult prea mică în intensitate față de excelența bucuriei pe care o simte fiind iertat. Și această stare de bucurie devine dominantă, devine specifică lui. Și dacă îi se întâmplă să aibă un moment de neveghere și să alunece, să se înstrăineze puțin de Dumnezeu, să reducă intensitatea apropierii de Dumnezeu, a părtășiei cu El, a rugăciunii, a citirii Bibliei Apostolului, dintr-o dată inima lui intră în panică. Există o hipertensiune spirituală. Omul nu mai are liniște. Vrea să se roage, nu mai poate. Vrea să citească în Scriptură, nu funcționează. Vine la biserică, nu mai poate asculta predica. Și dintr-o dată un zbucium îl terorizează și însetează după liniștea aceea, după simplitatea aceea unei păci care vine din cer. Și atunci spune: Doamne, renunț la afacerea asta care mi-a furat pacea. Renunț la relația asta care pur și simplu m-a coborât într-o stare de teroare a conștiinței. Nu mai am somn. Renunț la orice sumă de bani pe care mi-am propus să o câștig cu prețul părăsirii păcii. Și omul acela dintr-o dată își cere iertare. Se apropie din nou de Dumnezeu. Pune din nou mâna pe Biblie. Își împremunează din nou mâinile. Singur în camera lui, plângând, spunându-i: Tată, știu că mă poți ierta, îți mărturisesc falimentul meu, alunecarea mea, căderea mea, sunt un muritor, te rog, primește-mă, dacă nu mă primești, nu există planul B. Și dintr-o dată, o stare sfântă de pace vine din nou în sufletul lui. Și toți banii pe care îi putea avea, și toate privilegiile, și toate plăcerea, și toate proprietățile, devin pur și simplu niște mici pitici în comparație cu măreția acestei stări de liniște. Și când omul trăiește în starea asta de liniște, vrea să cânte. Este expresia iubirii, este manifestarea recunoștinței, este natural, nu-ți propui, nu te forțezi, pur și simplu îți cântă inima, îți cântă sufletul. E adevărat că unora dintre noi, spre exemplu mie, când ajunge aici la corzile vocale, se întâmplă ceva și nu se mai aude frumos. La unii se aude frumos, spre exemplu la cei care au cântat în seara asta, la alții nu. Dar inima noastră și cântecul ei este o mare bucurie pentru Domnul care a murit pentru asta. Când El a murit, a văzut în secolul 21 generația noastră care îl va accepta și care îi va cânta. Cântările împăcării. Aș vrea să vă prezint câteva cântări ale împăcării. Sunt câțiva oameni care au cântat datorită acestei împăcări. Printre ei este cântarea mea și cântarea dumitale, cântarea noastră. Ea nu este încă aici, dar este în cărțile lui Dumnezeu, în care îngerii astăzi notează activitatea dumitale și a mea. Astăzi există o înregistrare infinit superioară celei autorității americane, care încearcă să monitorizeze tot ce se întâmplă în țara asta. Cântarea mea, cântarea inimii mele mântuite, încă nu este aici în cartea asta, dar este în cartea din ceruri. Însă am să vă prezint câteva exemple din Biblie. Prima dintre ele este cântarea lui Zaharia. Omul ăsta a fost un preot. Și vine îngerul la el, trimis de Dumnezeu. Dumnezeu îi onorează pe muritori și le trimite uneori un vis, alteori o predică, alteori o cântare, alteori o vedenie, alteori o prorocie, alteori tot felul de alte lucruri. Și onorează pe muritori, punând în lutul din care sunt făcuți o bucată de cer, ca să-i învioreze, să-i informeze,
să producă credință în ei și dedicare și consacrare. Și Zaharia cântă și ne spune Scriptura despre asta în Luca, capitolele 1 și 2. Și el, uitați care este subiectul cântării lui. Dumnezeu i-a mântuit pe oameni prin Hristos așa cum a promis. Aceasta este prima parte a mesajului cântării lui Zaharia. Și doi, mântuirea lui Dumnezeu constă în iertarea păcatelor. Zaharia a făcut un cântec, a făcut o cântare de laudă pentru Dumnezeu. Și în cântarea aceasta a cântat mântuirea lui Dumnezeu. A cântat despre jertfa lui Iisus. Despre dragostea care l-a împins să coboare, în timp ce pe diavolul l-a împins să se urce, să se ridice, să se cocoțe. Hristos a coborât. Pentru o vreme a abandonat slava să vină la un om ca mine. Mă vedea zvârcolindu-mă în obsesii, în păcat, cu neputința de a mă restaura. Și a venit la mine, Zaharia a cântat când a văzut mântuirea lui Dumnezeu. A fost cântecul împăcării și a cântat despre Hristos care a murit, care a iertat păcatele. Omule, ai păcatele iertate, este interzis să fii plictisit. Dacă ești plictisit, cum îți poți permite să fii plictisit de mântuirea lui Dumnezeu? Știi cât sânge a curs pentru asta? Știi cum s-au mirat îngerii când s-a golit cerul de slava lui Hristos, care pentru o secundă a coborât din cer și în numărarea anilor pe pământ au fost 34 aproximativ? Știi cum a sărăcit cerul când a coborât Hristos pe pământ să moară pentru noi? Cum să fii plictisit de asta? E viața ta, este perspectiva ta, este istoria ta. Ce fel de soț ești dacă ești plictisit de soție? Ce fel de părinte ești dacă ești plictisit de copii? Și exemplele pot continua. Nu ne putem plictisi de oamenii care ne dau valoare. Nu ne putem plictisi de Domnul și de jertfa Lui. Dumnezeu să mă păzească să cânt plictisit, să predic plictisit sau să ascult pe alții plictisit. Mi-am propus ori de câte ori cântă cineva, eu să cânt împreună cu el sau dacă îmi permite să mormui acolo în inima mea, în gura mea, dar să nu mă las, să nu mă gândesc, dacă nu fac asta, mă gândesc la altceva, mă gândesc la ce fac mâine, cu cine mă întâlnesc, ce spun și nu vreau să fac asta, mi-e rușine de Domnul. De aceea îmi iau mintea și sunt atent și cânt și eu și îngăim și zic ceva, nu mă las, mă lupt cu mine. Este fidelitatea mea față de Domnul. Zaharia a cântat, n-a cântat obligat, a fost cântarea împăcării. Există o libertate uriașă când ești împăcat cu Dumnezeu, ești liber, dor liniștit, de-abia auzi ceasul. Dar atunci când nu ești împăcat, te trezești degeaba, din 5 în 5 minute, un om frustrat, o persoană dominată de păcatele în care trăiești și de care nu vrei să te pocăiești. Cântările împăcării sunt cântările sfinților. Sunt cântările mântuiților. Un alt exemplu este cântarea Mariei. Maria, după ce primește revelația, după ce acceptă misiunea care îi se încredințează, fiind fecioară să nască în mod inexplicabil, ea compune o cântare și cântă în cinstea Domnului. Cântă în cinstea Domnului. Și cântarea ei are următorul subiect. Dumnezeu a mântuit și Dumnezeu îi ajută pe cei fără de ajutor. Eu am fost un om fără de ajutor. N-am mai avut părinți, n-am mai avut frați și n-am mai avut surori. Dumnezeul meu m-a ajutat. N-am meritat și n-am făcut nimic pentru asta. Și n-am să-i pot niciodată mulțumi, nici pentru ce a făcut pentru mine în viața aceasta și infinit mai mult pentru ce a făcut pentru mine în viața eternă. Dumnezeul acesta a fost în cântecul Mariei. O femeie cu o misiune foarte grea, o fecioară de fapt cu o misiune foarte grea. Dar în mijlocul acestei misiuni, care crea adversitate între ea și lumea din jur, cine credeți că a crezut-o că ea a rămas însărcinată din partea lui Dumnezeu, că a fost o misiune să-L nască pe Mesia? Credeți dumneavoastră că a crezut-o cineva? Evident nu, cu excepția logodnicului ei, Iosif, căruia Dumnezeu i-a trimis un înger să-L informeze ca să fie liniștit. Restul, eu sunt sigur că au vorbit-o de rău. Că au pus sub semnul întrebării spusele ei, dar femeia aceasta a cântat, pentru că este cântecul omului împăcat cu Dumnezeu. Dragii mei, mă uit la dumneavoastră în timpul închinării,
Mă uit la dumneavoastră în timpul închinării. Vă dau un exemplu poate dus la limită. Dacă aici pe Caldwell vedem un copil care a scăpat neobservat de un an jumate, doi, și se duce spre stradă, spre mașini, copiii aleargă, le plac mașinile, și noi toți ieșim din biserică și îl vedem, care dintre noi credeți că va ajunge primul la el? Sărim peste gard, ca peste o bordură de 5-5. Care credeți că va ajunge? Știți cine? Mama, tata sau bunicii? De ce? Pentru că copilul ăla e copilul lui. Într-un fel reacționezi la unul dintre copiii lumii și în altfel reacționezi la copilul tău. Atunci când ești un om în păcat și când îi cânți Dumnezeului care te-a iertat, îi cânți diferit. Dacă vrei neapărat să vorbești cu cineva, nu poți vorbi atunci. Nu se poate. E o dovadă de infidelitate față de el. E timpul în care ne-am hotărât cu toții în comun, convențional, să cântăm o cântare Domnului. Și nimeni nu-și poate permite să facă altceva. Dă cu telefonul ăla de pământ dacă nu ești în stare să te oprești. Nu! E convențional. Noi am creat o convenție, o înțelegere, acum cântăm toți Domnului. Este convenția oamenilor împăcați, oamenilor iertați. Nu vreau să fac altceva în timp ce se cântă. Nu vreau. Ar fi o infidelitate din partea mea, ar fi o dovadă de trădare din partea mea. Nu-i frumos, nu-mi stă bine. E Domnul meu. Dumneata nu ai fi murit pentru mine și eu nu aș fi murit pentru dumneata. El a murit pentru amândoi. Dragostea lui este pur și simplu de neînțeles. Omule, te-am împăcat cu Dumnezeu Hristos. Trebuie să fii proaspăt pentru El. Trebuie să te disciplinezi să fii proaspăt, că altfel vei intra într-o stare de rutină, vei aluneca în tradiții, te vei răci, te vei încremeni, vei deveni de inox, rece, metalic și nu vei mai fi bun de nimic. Vei avea amintiri cu sfinți, cu bunici, cu proroși, cu predicatori mari, în timp ce inima nu-ți mai zice nimic și nu mai ai lacrimi, nu mai ai gemete, nu mai ai plâns, nu mai ai nimic, 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 un om pustiu și gol. Cântarea păstorilor din Betleem, am citit despre ei, cântarea lui Simeon, cântarea Anei. Slujba din seara aceasta a fost lungă. Mă uit la dumneavoastră și vreau să închei predica. O să spun două vorbe despre cântarea mântuiților. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, Psalmul 57. Dar eu voi cânta puterea ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, că tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului. Psalmul 59. O, tăria mea, pe tine te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea înalt, e turnul meu de scăpare. Și eu voi nădăjdui pururea și te voi lăuda tot mai mult și te voi lăuda în sunet de alăută, îți voi cânta credincioșia, Dumnezeule, te voi lăuda cu arfa Sfântului Israel. Psalmul 71. Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care l-ai împăcat, pe care l-ai izbăvit. Psalmul 71. Te voi lăuda lucrările Domnului, căci îmi aduc aminte de minunile tale. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele Tău în veci. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre națiuni. Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul. Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul. Ascultați-mă, e un angajament al inimii mele. Să faceți ce vreți. Nu știu cât mai am de trăit, dar este un angajament al sufletului meu să laud foarte mult pe Domnul. Nu mai am 18 ani cu aerele specifice ale acelei vârste, am trecut prin viață, m-am lovit de multe ca și dumneavoastră. Am ajuns la vârsta aceasta și prețuiesc dragostea lui Dumnezeu care mi-a purtat de grijă. Am fost un orfan, Dumnezeu mi-a dat o familie. M-am conjurat de sfinți, de tovarăși, de slujbă, m-a binecuvântat, încât niciodată în cele mai frumoase vise nu mi-am permis să mă imaginez. Acest Dumnezeu trebuie să primească de la mine angajament în această seară, că îl voi lăuda tot mai mult, e angajamentul inimii mele. Aș vrea să vă spun o întâmplare în încheiere. Ascultați ce scrie cineva. Îmi amintesc când am ieșit prima oară pe șosea cu mașina ta și am lovit-o. Am crezut că o să fii roșu de mânie și o să mă cerți, dar nu m-ai certat.
Îmi aduc aminte când am mers la plimbare, iar tu nu ai vrut să vii, anticipând că va ploua. Totuși, de dragul meu, ne-am dus. Și a plouat. Eram sigur că o să spui, ți-am spus eu, dar tu n-ai spus nimic. Apoi mi-amintesc când am vărsat suc de afine pe noul tău costum. Știam că te vei supăra pe mine și mă vei certa. Dar tu nu m-ai certat. Apoi îmi amintesc seara aceea oficială, festivă. Eu am greșit fiindcă ți-am spus că nu va fi o seară festivă, ci una obișnuită. De aceea te-ai îmbrăcat în blugi și te-ai simțit ca un pește scos din apă. Eram sigur că o să izbucnești de mânie și o să mă lași acolo și o să pleci. Dar nu m-ai lăsat și n-ai plecat. Am vrut să spun cât de mult te iubesc și cât de mult te apreciez pentru toate aceste lucruri și pentru multe altele. Însă am vrut să fac asta când urma să te întorci din războiul din Vietnam, dar nu te-ai mai întors. Știu că îmi voi petrece viitorul regretând cu povara acestor cuvinte nespuse la vremea potrivită. Neavând vreodată posibilitatea să le mai exprim și tu să le auzi. Scrisoarea aceasta a fost scrisă de soția unui soldat care a plecat în Vietnam. O femeie care și-a propus să-i spună soțului când se întoarce ce merita să audă, dar el nu s-a mai întors și ea nu i-a mai spus asta niciodată. Au trăit puțin înainte să plece, dar din anumite motive nu i le-a spus. A sperat că îi le va spune altădată. Este Crăciunul din 2011. Nu știu dacă o să-l mai apuc pe cel din 2012. N-am de unde să știu. De fapt, nici nu are foarte multă importanță. Dar dacă sunt în acest Crăciun, vreau să-i spun Domnului că nu m-a certat, nu m-a părăsit, nu m-a lovit, nu m-a pedepsit. M-a iertat, m-a binecuvântat și nu o să aștept pentru Crăciunul următor. Atunci când va cânta fanfara, îi voi privi și voi bate ritmul din deget ca să mă conectez cu ei. Și atunci când va cânta corul, voi spune și eu, fratele Viorel mă aude și numai el știe cum cânt. Dar vreau să mă conectez cu corul. Atunci când cântă grupul de închinare, mă uit la ei, mă uit în ochii lor și vreau să cânt cu ei. Îmi pare rău că n-am voce, dar mă bucur că am inimă și cânt Domnului meu. Nu vreau să amân pentru 2012. Cine-mi poate garanta mie că mai trăiesc până atunci? Sunt cântările împăcării, iar eu sunt un om care m-am împăcat cu Dumnezeu cu mult timp în urmă. În seara asta, inima mea este aici și eu pot să fac ce vreau cu ea. Pot să am o inimă plictisită, religioasă, tradiționalistă, dar preocupată cu lucruri personale, de obicei de natură materială. Sau pot să iau inima aceasta, că e în mâna mea, și să o duc la cruce și să-i spun, uite-te acolo, acolo este Iisus Hristos care a murit pentru tine, ca să fii iertată și schimbată. Eu am să fac asta cu inima mea. Și am să spun Domnului că îl prețuiesc, că îl iubesc. Am să-i spun că am fost mirat, că m-a iertat în ultimii 25 de ani, 30, spunându-i mereu, Doamne, iartă-mă și pentru asta. Și n-a obosit să mă ierte. Câți dintre dumneavoastră m-ați fi iertat de-a lungul acestor ani? V-ați fi săturat de mine și eu de dumneavoastră. Acest Dumnezeu m-a iertat mereu, mi-a făcut bine, mi-a făcut copilași mari, a ținut-o pe Carmen lângă mine să-i putem crește, mi-a dat un nepoțel, m-a așezat în mijlocul unui popor care mă iubește și pe care îl iubesc. Ce aș mai putea să aștept de la Dumnezeu? Dincolo de norii albaștri există străzi de aur pe care piciorul meu le va călca și ochiul meu le va vedea. Sunt cântările împăcării, este cântarea mea pentru că eu sunt un om împăcat. Nu o să permit inimii mele să se plictisească, ține de mine. Nu o să permit minții mele să se gândească la altceva, e o disciplină personală. O să mă smucesc, o să mă disciplinez, o să mă înfrânez, o să mă țin în frâu, pentru ca să cânt Domnului meu, care m-a împăcat cu Tatăl, cu care eram dușman. Dar El a murit pentru mine și m-a împăcat cu Dumnezeu. Astăzi sunt un om împăcat, o să cânt cântările împăcării. Nu doar frații, nu doar Andrei, nu doar formațiile, nu doar Dan, nu doar grupurile de worship, eu cu inima mea, o să cânt Domnului. Nu o să permit aceste inimi rea și necredincioase să mă comport față de Domnul cu infidelitate. Domnul nu merită asta. Nu o să mă bazez pe inima mea. O să las conștiința mea să o dirigeze. Și o să las Evanghelia pe Duhul Sfânt și pe tovarășii mei de slujbă. Când vorbesc să-i ascult și o să mă înfrânesc și o să mă disciplinez. Cât mai îmi bate inima în piept să-i cânt Domnului, pentru că eu sunt un om împăcat cu Dumnezeu și o să cânt cântările împăcării. Vreau să te întreb, ești un om împăcat cu Dumnezeu? Dacă mor la noapte, fii sincer, unde te duci?
Știu că această întrebare e grea. Mă cresc, aveam 21 de ani când am auzit-o pentru prima oară. Eu nu m-am născut într-un mediu ca ăsta. Eu m-am născut în cultul ortodox și am stat 21 de ani acolo. Dar într-o zi am intrat într-o biserică ca asta și am ascultat o predică ca asta și o întrebare care pur și simplu m-a trântit la pământ. Nu vrei să fii un om mântuit primindu-L pe Iisus ca Domn și Mântuitor? A fost o întrebare a cărei semnificație n-am înțeles-o, decât așa de puțin. Dar în seara aceea am luat inima mea și am spus, Doamne, este așa cum o vezi, îmi e rușine că e așa, dar n-am o soluție, nicio altă soluție. Ce pot să fac? Să mă ascund de cine? Să mă duc unde? Și am dat inima aceea Lui și El a eliberat-o de păcat și m-a împăcat cu Dumnezeu. Vreau în seara asta să te privesc. Poate ești un copil din familiile fraților și te-ai făcut destul de mare ca să înțelegi că îți trebuie o decizie personală, nu a lui tati, nici a lui mami, a ta. Poate ești o persoană care ai fost invitată de cineva aici să asculți colindele și te-ai bucurat. Și poate predica mea te pune puțin, te face să te simți puțin inconfortabil că prea mult m-am băgat într-un domeniu unde de obicei nu intră nimeni. Ascultă-mă, nu de mine e vorba. E vorba de Iisus. E vorba de Iisus Hristos. Este vorba de Fiul lui Dumnezeu. Pe dragostea Lui te poți baza. Pe bunătatea Lui te poți baza. Pe credincioșia Lui te poți baza. El vrea să-ți facă bine. Știi ce vrea? Vrea să te ierte. Vrea să te mântuiască. Vrea să te nască din nou. Vrea să te facă un om împăcat cu Dumnezeu, să cânți cântările împăcării. În seara aceasta nu mă opresc înainte să te rog să accepți mântuirea aceasta. Nu mă pot opri înainte să te rog, acceptă mântuirea asta. Știi ce trebuie să faci ca să o accepți? În primul rând să recunoști că ești un om vinovat. În inima dumitale să spui, Doamne, eu mă cunosc. Nu prin comparație cu semenii mei, ci prin comparație cu ceea ce Tu ai vrut să fiu și nu sunt. Eu mă găsesc un om vinovat. 2. Îmi cer iertare pentru această vinovăție, Doamne. Îmi cer iertare pentru această vinovăție, Doamne. 3. Mă angajez cât ține de mine, cu puterea pe care mi-o vei da, să Te urmez de astăzi înainte. Ești gata să faci aceste 3 lucruri în inima dumitale? Eu vreau să mă rog pentru dumneata, dragul meu. Viața mea s-a schimbat când un om cu o voce de tunet s-a rugat pentru mine. Mi-ar fi plăcut să fie o seară de colinde ca asta pentru ca să o țin minte. A fost o seară de duminică obișnuită, dar eu tot o țin minte că este istoria mea care s-a schimbat. Vreau în seara aceasta să te întreb, vrei în seara asta să-L primești pe Mântuitorul Iisus Hristos, să te împace cu Tatăl? Aș vrea să mă rog pentru omul acela dacă este aici. Aș vrea să mă rog pentru omul acela dacă este aici. Este cineva aici care vrea să-L primească pe Domnul Iisus Hristos, care s-a întrupat cu 2000 de ani în ieslea din Betleem, în grajd, ca să te ierte de păcat? Este cineva aici? Vreau să ridici o mână, să ții mâna ridicată, ca să te văd, să mă rog pentru dumneata la sfârșitul slujbei. Să nu-ți fie rușine deloc, este o problemă între dumneata și Dumnezeu. Nu ți-e rușine să-ți cumperi pâinea, ai nevoie de ea. Să nu-ți fie rușine să primești mântuirea, nici măcar nu o cumperi. Ai nevoie de ea. Cum poți pleca de aici? Nu ți-e frică de Dumnezeu să pleci neiertat? Vreau să te întreb, vrei să-L primești pe Hristos? Ridică o mână. Nu e deloc un faliment pentru mine că nu ridici mâna. Eu o să mă rog oricum pentru Biserica lui Dumnezeu, pentru viața și casa mea. Dar ascultă-mă, vreau să mă rog pentru viața dumitale. Este cineva aici? Ridică o mână. Este cineva aici? Vreau să ridici o mână. Este cineva aici? Vreau să ridici o mână. Dumnezeu să te binecuvinteze, Elena. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este cineva acolo? Vreau să ridici o mână. Mulțumesc frumos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cineva aici? Să ridici o mână. Mulțumesc frumos. Dragii mei, eu sunt un om pur și simplu la fel ca dumneavoastră. Nu vă pot ierta nici măcar un păcat din toate pe care le-ați înghesuit dincolo de perdeaua unde văd oameni. Dar în seara aceasta aici este Iisus, Mântuitorul cerului și al pământului. În palmele Lui există potențial de iertare și resurse de mântuire. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și în această seară să punem iertarea lui Dumnezeu peste aceste 4 persoane care au ridicat mâna ca să fie iertate de Domnul. Vă cer să vă aplecați capetele înaintea Domnului. Tată care ești în ceruri, ne oprim în fața Ta cu rodul pe care Evanghelia îl aduce și îți mulțumim că
că în 18 decembrie 2011 ne-ai primit ca să venim înaintea ta cu muzica împăcării, exprimându-ne admirația și recunoștința, fiindcă ne-ai iertat. Mulțumim pentru că ne-ai iertat și ai scris numele noastre în cartea vieții. Și dacă la noapte ni se oprește inima, noi vom merge într-o dimensiune veșnică să existăm în prezența Domnului nostru. Dar în seara asta, Doamne, încă 4 persoane vor să îmbrace haina albă a împăcării cu Tatăl prin credință personală și și-au învins rușinea, ridicând o mână ca un semn convențional al deciziei credinței și pocăinței lor. Poporul tău este onorat și bucuros să-i prezinte în fața ta prin rugăciunea de mijlocire. Privește la credința pe care o au în tine ca mântuitor lor. Privește la starea de căință care însoțește credința lor pentru trecutul lor. Iartă-i, Doamne, în numele lui Iisus acordă-le iertare, așa cum ai promis în carte. Pe cuvântul tău se pot baza muritorii. Tu ești Dumnezeu și ai demnitate și ce spui se împlinește. Odată ai spus să fie lumină și universul acesta care era în beznă a devenit luminos. Spune un cuvânt de iertare în dreptul acestor oameni. Nimeni nu-l poate spune în locul tău. Doamne, cu gura slăvită de făcător, iartă-i și rostește cuvântul de iertare. Împacă-i cu tine și scrie-le numele în cartea vieții. Doamne, dă-le acum o experiență care să le marcheze existența, să le umple sufletul de bucurie, să-i transforme, să-i schimbe, Doamne, din nou, cum ai promis în carte. Tu-i cunoști, tu știi cine sunt. Ne rugăm pentru ei, de astăzi înainte, să-i însoțești, până când vor ajunge în cer pe străzi de aur, să-i înveți lucrurile care vor urma, cum să se teamă de tine, cum să te urmeze, cum să se încreadă în tine, să te cunoască pe tine, să facă botezul, Doamne, să meargă într-o biserică, să se instruiască pentru ca să-L cunoască pe Dumnezeu și să deosebească glasul Lui de glasul lui Anticrist și al unei lumii care se globalizează. Doamne, în mâna Ta încredințăm persoanele acestea și în mâna Ta încredințăm poporul Tău. Doamne, aici sunt oameni bolnavi de cancer. Nu în spitalele din Chicago ne încredem, ci în brațele străpunse ale lui Iisus Hristos. Aici sunt părinți cu inima frântă pentru copiii lor care au apucat pe căi greșite. În autoritatea numelui lui Mesia, Hristosului Dumnezeu, ne rugăm. Ascultă-ne rugăciunea și adu acești copii înapoi. Aici e rugăciunea soțului sau a soției, a părinților sau a copiilor, a omului îndatorat care e sufocat de datorii sau altuia neputincioși și bolnav. Doamne, unde să ne ducem dacă Tu nu ne asculți? Tu ești făcătorul și mântuitorul nostru. Ne închinăm înaintea Ta și pentru că ne-ai luat povara, rușinea și păcatul și boala și pe toate cele rele și urâte, în această seară ne închinăm înaintea Ta și Te binecuvântăm pe Tine, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Și poporul Domnului să spună cu voce tare, amin. Lăudat să fie Domnul! Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Sper din inimă să vă fost de folos. În numele frățietății de la Betania,